Am revenit din nou în platou. Deja începem să înțelegem, probabil, fiecare cu evoluția și cu deschiderea lui către a cunoaște. Începem să înțelegem că nimic nu este întâmplător. Absolut nimic. Iar decorul dat nouă face parte tot din structura noastră. Asta da. E foarte greu pentru un occidental să înțeleagă că ceea ce e în afara lui nu este nimic altceva decât o oglindire a ceea ce se află înăuntru lui. Și atunci te-aș întreba, Ingrid, sigur, e o întrebare retorică la care vă rog să răspundeți amândouă. Cruzimea noastră față de restul formelor de viață nu este, de fapt, o demonstrație a limitelor noastre de a-L înțelege pe Dumnezeu? Realmente, la un moment dat, chiar o negare. Știți, m-am gândit de multe ori ceea ce noi numim câine, pisică, delfin, balenă. Dumnezeu numește simplu creația mea. Gândirea noastră duală a făcut să numim fiecare lucru, obiect, stare, diferențele, așa zisele diferențe, să le dăm nume și definiții, când de fapt totul e un tot și participă la marele plan al vieții. Dacă am numit simplu creație tot ceea ce mișcă și tot ceea ce nu mișcă, respectiv piatra, ridicați o piatră și eu sunt acolo, dacă am putea să ne vedem de drumul nostru fără să distrugem, dimpotrivă, pot să fac ceva, ok, nu pot, merg mai departe. Știți, până la urmă, fiecare ființă are dreptul la indiferență. Să o lași să fie. Atâta timp cât nu te agresează cu nimic, nu-ți pune viața în pericol, bine, o să vină cei care nu suportă câinii, spre exemplu, cum să spună, cum m-a mușcat, mi-a făcut, bun, ok, dar acolo există o istorie pentru care acel suflet, când s-a născut, dădea din codiță, când a început să meargă, a sărit pe tine, să se bucure de prezența ta, când pe parcursul vieții lui el a luat hotărârea că trebuie să te muște și de ce? Deci el are un background, are o istorie, s-a întâmplat ceva. Anumiți câini se repet la biciclete. Când văd, se duc. Au fost agresați. Totul vine din anumiți câini se repet numai la motociclete. Da. Anumiți câini psihologia e analogică până la urmă. Adică și un copil abuzat, tot traumatizat, așa, să zicem, în perioada cea mai crudă a vieții lui, devine sau are toată predispoziția de a deveni un adult agresiv. Bineînțeles. Aici am vrut să ajung. Nu ne naștem cu sămânța, cum bine ați spus, cu sămânța agresivității în noi. Noi nu ne naștem să comitem astfel de fapte. Noi ne naștem cu scânteie divină în noi, toți. Numai asta suntem când ne naștem. Asta după suntem. Care experiențele ne duc în acea situație de scindare disociativă, cum ar spune psihologii, în care negăm un anumit tip de realitate, 2, 3, 10, 100, care sunt personale pentru a putea accepta realitatea obiectivă. Uite, îmi vine acum o idee în timp ce vă ascult. Urmăresc cu mare pasiune un serial de pe National Geographic, Cezar și câini. Da. A fost un episod fantastic zilele trecute despre hibridizarea între lup și câine. Și acolo, ca să nu mă lungesc foarte mult, era vorba despre libertatea hibridului de a alege. Dacă de a-și alege dominanta, dacă rămâne lup sau câine. Eu cred, pentru că sunt un creștin practicant, că și noi suntem un hibrid între om și înger. Cea mai mare ispită a îngerului din noi este să rămână om. Doar om. Pentru că omul fără îngerul din el este un animal. Animalul fără potențialul om din el rămâne o bestie. Șamanii știu asta. Și chiar am să vă și prezint o carte, ca să nu pierdem timpul. Este o carte publicată la editura dumneavoastră, extraordinară din punctul meu de vedere, Alberto Vidoldo, autor al cărții Șaman Vindecător Înțelept, Inițiere și Luminare, Calea Șamanică de Vindecare. În această perspectivă șamanică, vechii indieni, amerindieni știau că animalul care se sacrifică în bătaia arcului o face din conștiința că el va evolua prin sacrificiu și că e foarte posibil să se întrupeze în om. Și iarăși revenim la transmigrarea asta a sufletelor. Animalul are conștiința că urmează ceva în evoluția lui, adică după regnul animal trebuie să mai urmeze ceva. Alminte nu s-ar domestici. Ce altă explicație am găsit în afara acestei nostalgii a omului în domesticire? Vă rog. Dacă îmi permiteți să spun ceva, am trăit niște experiențe dureroase pentru mine în ultimile luni de zile.
în urma diverselor conjuncturi, un accident, o traumă suferită de respectivele ființe, mi-au murit mai multe pisicuțe și câțiva căței în această vară în propriile mele mâini. M-a surprins, am crezut că mi se pare o dată, de două ori, de cinci ori, toți mor. Aproape că într-o poziție de rugăciune când mor, ați văzut vreodată cum mor animalele? Nu. Poate că ei știu că urmează ceva, poate că așteaptă un ajutor, poate că știu către unde se duc. Exact cum budiștii știu unde se duc și când moare un budist, un altul stă de vorbă cu el, e mort și explică unde trebuie să ajungă, da? Știți, animalele sunt supravegheate de arhanghel și călăuzite. Poate ei au legături pe care noi nici nu le intuim. Sunt călăuziți, li se arată calea. Cu toții păi suntem călăuziți. Spunea doamna Vișan chiar de la început. Eu cred că instrumentul prin care un animal intră într-un proces de a-l cunoaște pe celălalt este mai subtil decât al omului. Pentru că noi suntem tributari doar simțurilor exterioare și judecăm după cum vedem. Da. Bărbat, femeie, înalt, slab, gras, tânăr, bătrân. Și astea sunt etichete. Dar nu știm suflet, nu vedem încă sufletul. Pe când animalul... animalele privesc direct în suflet. Știința a recunoscut recent că animalele sunt capabile să simtă iubire? O, să o dea, știința. Să o primească, să o dea. În cartea aceea, Vocile animalelor. Aici chiar aș vrea să, chiar să ne prezentați un pic, să ne faceți așa o recinzie a unei cărți, de-al minte tulburătoare și foarte emoționante, a lui Daniel Meroa și Ian Givaudan, frații noștri necuvântători, Oare animalele au și ele suflet? Editura For You, o carte care își pune în practic întrebările emisiunii noastre din această seară. Da, și cealaltă, Vocile animalelor. Dați-mi puțin, vă rog. Și Vocile animalelor răspunde tot la întrebările emisiunii noastre. Da, al lui Dan Braumann Brung, Vocile animalelor, comunicare telepatică în rețeaua vieții. Da. Aceea este o relatare a N comunicări telepatice cu diverse animale, diverse, de toate felurile, nu până și un paianjen, adică nu se face deosebire. Și fiecare povestește, această doamnă are niște calități mai speciale, și fiecare animal povestește de ce a venit, care e menirea lui, de unde vine, unde se duce. E fascinant. Sigur că tot ce trebuie să facem e să credem. Adică să nu respingem, mai corect spus, că poate nu vrem să credem că păianjenul de pe perete îmi povestește mie povestea vieții lui. Mie îmi place să cred chestia asta. Deși plasa pe care o țese se seamănă cu viața. Exact. Și este perfectă. Și este o dovadă de cunoaștere, de inginerie, de tot ce vrei. E minunată. Dar măcar să acceptăm că există, așa cum copil fiind am acceptat că există Moș Crăciun și ce frumos a fost când am acceptat asta. Prin urmare, aici avem tot felul de lucruri spuse și vă arunc o provocare, o mănușă tuturor. Dacă acceptați că e posibil ce scrie în acea carte, stați într-o zi așa liniștiți și ascultați ce vă povestește pisica sau câinele dumneavoastră sau papagalul. Și dacă vă deschideți, totul este o chestie de deschidere. Când închidem ușile și zicem, nu e adevărat, astea-s prostii, asta a luat-o razna, nu mai auzim nimic. Dar dacă zicem, păi și dacă e adevărat, ia să văd eu ce-mi zice mie pisica mea, că prea doarme bine. Și momentul ăla, vă garantez că auziți. Vă garantez că știți. Trebuie doar să ne deschidem, trebuie doar să acceptăm, trebuie doar să vrem. Atât. Să ne exprimăm intenția, cum se spune în spiritualitate. Vorbea Ingrid ceva mai devreme despre budism și despre acest minunat stâlp al budismului, care este compasiune. Dumneavoastră, probabil fiind femei, vă este mai ușor să experimentați, sufletește vorbind, acest sentiment numit compasiune. De multe ori bărbaților le este mai greu. De aceea bărbații sunt vânători și femeile nu. Da, da. Vreau să fac un apel tot către sensibilizare. Eu nu înțeleg în epoca modernă conceptul de vânătoare. Adică nu-i mai înțeleg rostul. Înțeleg vânătoarea ca o alchimie, ca o transformare a unui suflet dintr-un regn animal prin îngurgitarea omului într-o perspectivă superioară. Dar ceea ce face, de exemplu, un domn cu mustață, mare tenismen, dar care astăzi a devenit un mare ucigaș de animale, faptul că în fiecare an
mierlește un număr impresionant de mistrețe, alături de alții bătrâni mai puțin virili, că altfel nu înțeleg de ce trebuie să ai o pușcă cu o țeavă atât de mare dacă instrumentul tău încă mai funcționează. Dar dacă nu mai funcționează, probabil Freud ar găsi niște explicații apropo de mărimea puștii. Această lipsă de compasiune a vânătorului, ce resorturi psihologice umane are? Dacă ne întoarcem la definiție psihe, suflet, psihologie, acea știință care îmi definește mie ce reprezintă trăirea, sentimentul, sufletul, și mergem și mai departe, eu aș intra pe un alt râm al prezenței sau puținătății sau chiar lipsei sufletului. Incapacitatea. Ba nu. La un moment dat, insuficiența... Da, nu, lipsa aici, și eu cred că sunt de acord cu doamna Vicea, suflu de viață, nu vine lipsa, de la suflet. Nu, lipsa, ești mort, am înțeles. Fără suflet, ești mort. Nu, puținătatea sufletească. Da. Întunecimea sufletului. Da. Da. Se negurează sufletul uman. Da, exact, asta uman. Vreau să spun. În momentul acela ești incapabil să percepi valori și sentimente specifice luminii, precum iubire, precum compasiune, empatie, înțelegere. Dom'le, nu înțeleg, nu simt, nu iubesc, dar măcar accept. Măcar accept că nu e treaba mea să mă duc să iau în țeava puștii altceva care mișcă. Știi ce, Ingrid? Da. Cred că ar trebui să aplicăm și la noi. Hai să acceptăm. Da, că despre acceptare și vânător. Este... Nu. Când accepți, când faci un lucru, îl faci pe toate planurile. Nu accept numai ce gândesc eu și ce gândești tu, nu accept. Și ce să acceptăm? Că ce? Stai un pic. Hai să analizăm. Deci putem să acceptăm că există vânători. Dar nu să acceptăm de-a gata motivația lor. Una, pe vremuri, că trebuie să mănânce, nu? N-au ce ceea ce e o motivație firească, asta, care e, asta eu firească, înțeleg. Da. Și alta, acum, că vai ce sport extraordinar. Nu. E asta cu vânătoarea sportivă nu înțeleg. Nu, pentru că, de fapt, ceea ce ascunde, ca orice gest al nostru, ceea ce ascunde o vânătoare, dorința de a vâna într-un om acum, este slăbiciunea lui. Și mai este ceva, expresia supremă a manipulării și a dominării. Și asta, și încă ceva, eu cred că este o sete neostoită de cruzime. Alminte nu s-ar justifica știrile de la ora 5, anunțurile alea îngrozitoare categoric, din ziare și așa mai categoric. Departe. Este dorința de... Vorbim de Europa civilizată, vorbim de Spania, care sigur în perioada medievală a fost un izvor până la urmă de cunoaștere creștină, să spunem, catolică. Dar în Spania modernă, în Spania de astăzi, încă acest spectacol îngrozitor numit Coridă se bucură de mare popularitate. Hai să zicem că e în gena lor, în tradiția lor, nu mai pot fără. Dar și asta explică ceva. Întotdeauna când, cum spuneam, că să acceptăm, știi, audiatur et altera pars, să auzim ce spune și cealaltă parte. Deci vânătorii, la ora actuală, vor să-și demonstreze bărbăția, puterea, dominația, toate lucrurile pe care de fapt nu le au. Nu și mai pot demonstra altfel. Exact, exact. Și atunci fac treaba asta care, într-adevăr, când stai și omori un animal, mamă, cine sunt eu, ce putere am eu asupra celorlalți. Pentru că pe oameni mai greu îi împuști. Da. Eu sunt, de multă vreme, de când scot cărțile mele, eu sunt adepta ideii de a înțelege, a accepta și a iubi tot ce se poate. Chestia asta cu love and compassion de la budiști, care odată am auzit un lama tibetan, trebuia să-i traduc conferința și tot timpul spunea love and compassion, love and compassion. Zic, ce-o spunea ăsta, domnule? Și mi-am dat seama că e love and compassion. Dar din păcate la ei, zic eu, s-a cam deteriorat sensul. Dar obligația, și folosesc cuvântul obligația în mod conștient, obligația noastră la ora actuală e să readucem în viața oamenilor compasiunea și iubirea. Nu mai putem trăi altfel. Nu mai putem. Este extrem de important să iubim, să acceptăm, să înțelegem. Sigur, astea sunt predicatele teoretice. Ingrid, cum le transformăm într-o practică a sufletului? La asta mă gândeam acum. Dacă la regnul animal necuvântător compasiunea poate exista în lipsa cunoașterii,
Și există nenumărate cazuri, da? De leoaice care hrănesc pui de antilopă. Întrebarea care se pune, de ce la om nu poate exista această compasiune în lipsa cunoașterii? De ce nu poate exista? Rare ori să întâlnim compasiune în lipsa cunoașterii. Oare de ce? Eu nu zic în lipsa cunoașterii. Da, e o întrebare foarte tulburătoare asta. Oare nu există animalul la nu știe despre Buddha, nu știe despre Hristos, nu știe și despre Zazen și Zen, nu știe Buddha. Nimic, dar are compasiune. Eu, dacă nu aflu și nu cunosc, sunt mai rău decât fiara din pădure. Why is that? De ce oare? E o întrebare aproape filozofică asta. De ce omul în afara cunoașterii este crud și rău? De compasiune. Eu văd puțin altfel lucrurile. Nu toți oamenii care au cunoaștere devin plini de iubire și compasiune. Nu, în genere. Sau sunt atâția oameni care nu au cunoaștere și care dau dovadă de niște calități divine. De multe ori în porcăria care apare la televiziune mai apare câte o lumină, câte un interviu cu cineva. Și mi-aduc aminte, într-o noapte nu puteam dormi și am văzut un interviu cu un domn 80 ceva de ani, trăie țăran și care sculptează tot felul de obiecte în lemn. Doamne, a fost o bucurie. Eu cred că de-aia m-au trezit îngerii ca să mă uit la asta. A fost o bucurie. Și omul nu știa nici de Buddha și nici de Nu, dar aici Ingrid cred că a plasat o întrebare care ar putea să justifice apariția chiar a religiilor ca și căi de redobândire a calităților noastre divine. Că, până la urmă, religia nu face altceva decât să ne reamintească cine suntem. Da. Aș vrea să dau și răspunsul. Te rog. Care mi l-am dat eu. În Biblie spune că nu numai cu... În Biblie, în Evanghelie, spune nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Că înțelegem logos prin cuvânt, că înțelegem cuvântul ca atare, mă rog, fără o intenție imediată sau cuvântul, da? Ok. Ce înțeleg de aici? Că dacă sunt nehrănit, sunt lihnit, abia mă țin pe picioare, metaforic vorbind, sunt incapabil să percep altceva în jurul meu. Abia mă țin pe mine pe picioare, repet, metaforic vorbind. Deci eu, nefiind hrănit spiritual, mie nu-mi sunt trezite, eu nu ajung în starea de trezvie pentru a putea percepe alte emoții și sentimente dincolo de cele primare. Definește hrănit spiritual. Îndumnezeit? Da, aici rămân în continuare atras de perspectiva asta. Pentru că în Cabala se spune despre om că el nu este altceva decât un animal care vorbește. Adică el a evoluat din stadiul unui animal necuvântător în stadiul unui animal cuvântător. Abia după ce se întâlnește mesianic cu Hristosul său lăuntric, el se înduhovnicește, lucru pe care îl primim ca și cunoaștere în religia creștină. Adică în afara reamintirii naturii noastre divine, noi suntem cel mai ciudat dintre animale, pentru că suntem singurul animal vorbitor care ucide din plăcere. Exact. Mai sunt câteva specii de animale, mai ales de reptile, care ucid din plăcere. Porumbelul sau gugușiucul, nu mai știu exact, ucide din plăcere. Da, există o plăcere stranie și cred că este la porumbel. De a-l ciuguli pe celălalt de gât până îl omoară, fără niciun alibi. Iertați-mă, fără niciun mobil, nu fără niciun alibi, fără niciun mobil. Că în lumea animalelor nu e nevoie în de alibi. În piața San Marco, dacă în Veneția, vedeți chestia asta. Au mâncare de nu se poate, toată lumea le dă. E, domnule, sunt unii care ciocănesc pe ceilalți. Am înțeles că nu e vorba de o plăcere neapărat. Toți cercetătorii au venit și au rectificat. E vorba tot de o dominare, de o tendință de dominare, de a-ți reaminti că nu, du-te, aici e locul meu. Dar am vrut să a fi mai puternic. Da, am vrut să ajung la antropozof, dacă mi este permis. O să ajungem imediat după. Rubrica lui Dragoș Dumitriu, care se leagă cumva de ceea ce discutăm noi acum și revenim imediat după aceea și intrăm în alte cămăruțe ale discuției noastre peste câteva minute. Animalele au intrat în cultura și conștiința societății umane, nu numai ca animale de pradă sau animale domestice, dar și ca animale fantastice, ca elemente ale supranaturalului. Fie că vorbim de animale care au ajutat oamenii,
cum ar fi calul înaripat, Pegas, sau cum ar fi unicornul. Fie că vorbim de animale care puneau în pericol viața oamenilor, cum ar fi Scila și Caribda, creații divine. Fie că vorbim de monștri pe care eroii urmau să-i învingă, creați parcă pentru a fi niște obstacole, niște încercări prin care mari eroi ai umanității urmau să treacă, cum ar fi Hidra, cum ar fi Himera. De asemenea, în Vechiul Testament avem de-a face cu Leviatanul, celebrul monstru marin, sau cu sirușii babilonieni, cu acei dragoni crescuți pe lângă curtea regelui Babilonului și pe care Sfântul Daniel avea să îi răpună. În epoca medievală întâlnim o figură foarte interesantă, un om de știință și un iezuit totodată, Athanasius Kircher, care realizează pe la mijlocul secolului XVII o extraordinară lucrare numită Mundus Subterranus, în care vorbește de aceste animale fantastice, explicând cumva și din punct de vedere științific, sigur raportându-ne la știința acelor ani, posibilitatea existenței unor asemenea animale. Acest ultim renascentist vine cu o mulțime de argumente în pofida statutului său de membru al Ordinului Iezuit, prin care demonstrează posibilitatea existenței acestor ființe extraordinare. La fel de semnificativă este și intervenția unui om de știință de data aceasta al secolului XIX, este vorba de marele, pot să-i spun marele geolog Charles Gould, căruia o bună parte din denumirile zonei australe îi se datorează. Pe lângă asta însă, el a avut o pasiune pentru acești Mythical Monsters, chiar așa se și numește lucrarea lui, și tratează din punct de vedere al aplicației teoriei evoluționiste, din punct de vedere al efectelor teoriei darwiniste, posibilitatea ca aceste animale să existe. El caută și găsește dovezi în întreaga lume, în fine realizează o lucrare într-adevăr demnă de studiat. Subiectul principal al rubricii de astăzi o reprezintă însă trecerea omului din stadiu uman în stadiu animal, și nu orice stadiu animal, ci un stadiu feroce, un stadiu de prădător extraordinar. Este vorba de o realitate, cred, nu numai o legendă, a evului mediu întunecat nordic, numită Berserker. Înfățișarea lor este cumplită. Ei sunt extraordinar de urâți, se spune că seamănă cu trolii. Umblă îmbrăcați în piele de urs, de aceea se și numesc Berserker, sau umblă în piele de lup și se numesc, în varianta respectivă, Ulfhetnar. Este o stare indusă, o stare în care omul respectiv ajunge să acționeze ca o fiară turbată. Berserkerul este o ființă necontrolabilă, este o furie a naturii. Legende, foarte multe legende și mărturii vorbesc despre furia necontrolabilă, despre puterea supraomenească. Manifestarea, trecerea, mai bine zis, din starea normală în cea de Berserker's Gang, adică starea de Berserker, se face printr-o transformare a omului. Fața îi se umflă, ochii ies din cap, culoarea feței se schimbă, pentru ca în final, când a trecut în starea respectivă, căldura lui trupească să fie mult mai scăzută. S-a spus că este datorată această stare unor influențe de tip psihotrope, unor substanțe psihoactive, a drogurilor, a unor cantități de băutură. Unii vorbesc despre degenerarea în timp a acestor oameni inițial. Și se face o presupunere, și anume că acei vârcolaci despre care se vorbește în legende ar fi fost la origine oameni transformați după acest ritual, după acest procedeu, iar în timp degenerarea ar fi dus la fiara legendară. În orice caz, ne aflăm în zona supranaturalului și aici orice răspuns naște de fapt mai multe întrebări.
Am revenit fiind în continuare tulburați de întrebarea sau poate chiar de constatarea că omul fără Dumnezeu este cel mai crud dintre animale. Și mă întrebați în pauză sau ne întrebam în pauză dacă ar putea exista un om fără Dumnezeu. Ce credeți? Eu cred că nu. Vorbind de la un nivel foarte înalt, dacă vreți. Pentru că nu există ființă umană, fiu al lui Dumnezeu, fără Dumnezeu. Nu există. Toți au scânteia divină. Acum întrebarea este, în momentul în care am ajuns la nivelul tridimensional, ce a ales fiecare? A ales lumina sau a ales întunericul? Scânteia divină e acolo. Dar dacă a ales întunericul, este total învelit în întuneric. Și atunci acționează ca atare. Sunt atâtea cazuri în care oamenii din foarte întunecați au devenit luminoși. Absolut. Iar asta a creat chiar un curent în literatura engleză. Charles Dickens, de exemplu, în romanele lui, urmărește cu perseverență ideea. Ăla e groaznic de rău și face și drege și la sfârșitul romanului este tot iudeocreștinismul este o dovadă a acestui fapt. Chiar exact, și Iahve, exact, care este un Dumnezeu mai răzbunător și destul de egocentrist, așa, prin expresia lui Iisus Hristos se îmbunează. Pavel, care este un mare prigonitor de creștini, devine stâlpul bisericii lui Hristos. Deci, un tâlhar de pe cruce, care toată viața lui a făcut niște nenorociri din moment ce ajunge pe cruce, e primul mântuit. Da. În Vechiul Testament avem pilda fiului rătăcitor și așa mai departe. Exact. Deci nu există om fără Dumnezeu. Există om care a ales să se comporte ca atare și atunci el se comportă așa. Și atunci de aici putem merge mai departe să vedem de ce cel și uite, determină... Aici m-aș întoarce către Ingrid și aș vrea să forăm un pic într-o psihanaliză simplă. Cruzimea față de animale debutează la unii dintre noi în copilărie. Cred că în fiecare generație sau cu toți am auzit și când erați noastră elevă și când erai tu și eu la fel, de colegi de școală sau de clasă care omoară pisici, chinuie animale. De unde pornirea asta? Este un altceva exterior mie care se manifestă și eu nu sunt de acord cu ce face. Tata, e vorba de un copil, are 5 ani, 6 ani, 7 ani. Biologic. N-are o conștiință foarte bine sedimentată a propriei lui valori. Intrăm pe tărâmul spiritual, nu poți să știi ce spirit sălășluiește în acel trup. Exact. Poate trupul are 6 ani, 7 ani, 10 ani, spiritul este foarte vechi. Sau a venit să trăiască această experiență. Și majoritatea experiențelor lui trecute sunt de această natură. Acum a venit să-și regleze această problemă cu Dumnezeu, cu sine și cu lumea. Nu reușește și deja dă primele semne că e același. Și așa și-a început viața. Problema este altfel. Mi-am pus o întrebare la care mi-am și răspuns. Oare cunoașterea... deschide mai degrabă drumul către inimă, către Hristosul interior? Ei bine, da. Ei bine, da. Și dacă umanitatea, în genere, ar cunoaște faptul, cum spun antropozofii, crede sau nu, reîncarnarea există și planeta Pământ va avea o reîncarnare. Ea nu se află la prima sa viață. Ceea ce astăzi este câine, mâine va fi om. Ceea ce mâine este om, poi mâine va fi înger. Ceea ce este înger va fi arhanghel. Creștem mereu. Nimic nu se pierde, totul se transformă într-o spirală evolutivă, probabil. Și totul crește. Hindușii spun că nu e bine să mâncăm animalele sau să le omorâm pentru că le oprim procesul evolutiv. Ceea ce înseamnă că ele evoluează și ele spre o paradigmă superioară. Peștele probabil va deveni un animal de uscat, animalul de uscat va deveni probabil din patru picioare, se înalță în două picioare și odată apare omul. Nu știu unde am citit, calul va deveni om în următoarea. Dar calul este om. Da. Toți cei care avem câini sau ne-am jucat cu caii în copilăria noastră, am avut această senzație a comunicării directe cu un frate, un prieten foarte bun, aproape că nici nu știi care dintre noi este mai animal până la urmă în comportament. Sunt câini care sunt mai nobili decât mulți dintre stăpânilor. Mai e un exemplu aici ca motivație a ceea ce aleg animalele să facă. Ele aleg să ne îndrume pe un anumit drum. De exemplu, pe mine m-a impresionat enorm cazul acela al celor tineri din Buzău care au omorât o pisică
aruncând-o între ei ca pe o minge, este inadmisibil. Dar ce a făcut această pisicuță? Prin sacrificiul ei a declanșat întreaga mișcare a drepturilor animalelor, a pedepsirii, a poliției animalelor. Că au mai fi fost și alte pisici lovite. Dar pisica asta a venit cu acest motiv. Sunt atâția câini, astea sunt exemple nenumărate, care când le moare stăpânul rămân pe mormânt. S-a făcut și un film acum cu acel câine, poate îl știți. Hachiko? Da. Hachiko. Câinele japonez, da. Da, Hachiko. 7 ani de zile sau 10 ani de zile, în fiecare dimineață se ducea în stația de tren, de unde venea stăpânul lui obișnuit de la serviciu acasă și l-a așteptat acolo. Vă mai dau un exemplu, îmi cer iertare dacă vă întrerup, din zilele noastre întâmplat din martie până prin luna august. Spitalul Caritas s-a închis, acolo exista un câine, negruțu, impresionant, în fiecare zi știa turele, schimburile, la 6 dimineața era în poartă. La următoarea tură în poartă, tura de noapte în poartă, în cele din urmă a murit după câteva luni. Chiar bodyguards-ii povesteau, domne, în fiecare dimineață e în poartă, la ora aia e în poartă, stă jumătate de oră, vede că nu vine nimeni, se retrage trist, obosit. El era un câine perfect sănătos, s-a stins în timp. Credeți că animalul ca și entitate energetică este preexistent omului? Pentru că în astrologie, de exemplu, avem niște constelații, adică cu denumiri de animal, nu? Taur, leu, pești, ceea ce cumva semnifică faptul că noi deificăm, adică aducem la un titlu de glorie spirituală anumite animale. Leul, de exemplu, găsim și în cronicile din Narnia, leul este un simbol regal. Toate marile monarhii care au existat și mai există puține, a avut heraldică animală. Era peștilor, nu? A fost o eră. Toate erele sunt cu animale. Taurul, peștii. Berbecul. Dar spuneam mai la început că animalele au venit să pregătească pământul pentru om. Pentru ființa umană. Mă uitam acum când vorbeați la câte lucruri se spun în cartea asta tot despre animale, despre venirea animalelor, iar în cealaltă, în vocile animalelor, cum vă spuneam, chiar animalul povestește, el fiind cu spiritul colectiv, spune care este menirea, venirea, motivarea, acțiunea lor. Sunt câteva culturi mari, cum e cultura egipteană, de exemplu, care pur și simplu au sacralizat niște animale. Pisica, da, pisica în cultura egipteană este sacră. Da. Vita în cultura indiană este sacră. Mă rog, sunt alte culturi mai șamanice care au și alte forme de reptile, de păsări și așa mai departe. Buvnița este un simbol sacru al înțelepciunii. La noi lupul și așa mai departe. Legătura asta naturală a omului cu regnul animal a funcționat în armonie până pe la Revoluția Industrială, când noi am câștigat ceva, adică ne-am câștigat un confort și o detașare față de natură, adică am luat un ușor avans față de suratele noastre animale, dar am pierdut probabil ceea ce ne lega și ne dădea putere și armonie și capacitatea noastră de a citi dincolo de formă. Pisica se hrănește și toată lumea știe asta cu energii negative omului. Și atunci, la suprafața pământului. La suprafața pământului. Și atunci cine are o pisică are o șansă extraordinară de a se feri de noduri Hardman, de rețele carne și așa mai departe. Șobolanul face același lucru în pământ, s-a descoperit științific, nu o spune un ezoterist ca să spună lumea e nebună. Și atunci dacă noi tot omorâm șobolanii, nu cumva riscăm să nu mai avem semnele date de natură că se apropie un cutremur, că se întâmplă ceva nefericit cu noi? Pe asta spuneam, că toți trăim împreună, toți trăim în același unic și nu ne putem rupe unul de altul. Iar dacă există dezechilibru, dacă există haos pe pământ, e și din cauza că atâtea regnuri, că atâtea specii animale au dispărut. Vă dau un exemplu de anomalie. Dăm zeci de milioane, sute de milioane pe sisteme de alarmă, antifur, vile, case. Păi Dumnezeu ne-l-a dat pe cățelul, pe domnul cățel, ca prieten, protector, ce vreți noastră, inclusiv pază.
Da. Dau sute de milioane pe sisteme, da? Când îl am, este o anomalie. Da, și noi putem comunica într-un mod natural cu tot ceea ce este biologic, pentru că și noi facem parte din bio. E în firea lucrurilor. E în firea lucrurilor. Orice vine din afara naturii este, dacă vreți, un abuz. Și se poate și defecta. Da. Lupul meu nu se defectează. Dacă vine hoțul la geam... Mare cu matra, da, am dat un exemplu. Da. Hai să ne referim un pic și la cultura noastră română. Noi am avut o relație foarte bună, cel puțin în mitologia noastră, în bazmele noastre populare și în filozofia noastră simplă și simplistă asta de la țară. Noi am avut o relație foarte bună cu regnul animal și cu regnul vegetal. Adică avem și acum... Câți dintre noi mai păstrăm ceea ce noi am mai apucat pe vremea cealaltă, buta de aia un om un pom? Noi nu numai că n-am mai plantat niciun pom de 20 de ani, dar i-am terminat pe toți pe care i-am găsit. Prin Moldova, prin Bucovina, prin Ardeal, în partea aia s-au defrișat hectare de metri cub de lemn, ceva, o crimă împotriva regnului vegetal. 99% dintre speciile de animale care au preexistat omului au dispărut. Și se pare că vreo 45% din cauza noastră. Asta nu ne transformă, adică nu ne transformă într-un animal atât de dominant, aproape ca dinozaurul ăla, din cauza căruia nu mai trăia nimic în jurul lui, până când un cataclism, o catastrofă mare, i-a șters pe acești dominanți de pe fața Pământului ca diversitatea vieții să poată continua? Da, dinozaurul, iartă-mă, nu are scuză, nu știa. Dar noi ce scuză avem, spune. Ce iertare, eu mi-am pus o întrebare al cărui răspuns m-a îngrozit. Nu cumva am ieșit și din rezonanța animalității, noi ca oameni? Animalul, câinele, pisica, balena, cine vreți să... Nu-și distruge mediul? Nu cumva noi, umanitatea, am ieșit până și din rezonanța și frecvența specifică vieții, care este și una animală și una vegetală, și nu cumva ne situăm în afara oricărei frecvențe a vieții la un moment dat? Fie e animală, vegetală sau... M-a îngrozit răspunsul. Deci noi nici măcar animale nu ne mai comportăm ca niște animale, suntem altceva. Unii dintre noi e foarte posibil să ne fi dus într-o involuție atât de tenebroasă încât am ieșit și din perspectiva animală. Și din frecvența energetică a pietrei. Ne spun lucrurile astea, cum spui tu, Ingrid, elementalii. Ființele... Care să lășluiesc apropo de aceste ființe, vă recomand o carte extraordinară a lui Marco Poganic. E cu limba asta, e mai complicat de pronunțat. Spiritele naturii și ființele elementale, să lucrăm cu ființele inteligente din natură. În cartea asta vedeți ce se întâmplă cu aceste suflete care sunt vii, care există, cu care și noi am trebuit să conlocuim și care din cauza distrugerii plantelor, a copacilor, a terenurilor, a poienilor, ce vreți dumneavoastră, ele ori sunt chinuite, ori nu mai pot exista. O să vedeți că este și în carte, sunt și desene făcute de Marco Pocașnic și arată ce se întâmplă cu un spirit al unui copac care a fost tăiat și a rămas numai trunchiul, cum nu mai poate să stea, cum nu mai poate să trăi. E un mesaj aici pe coperta cărții, dacă îmi permite să-l citesc, mi se pare foarte interesant. Spune așa: v-ați uitat vreodată la un copac minunându-vă cât este de frumos și de puternic? Sau a suspinat vreodată de plăcere când ați văzut culorile unui peisaj de seară? Și pe măsură ce această emoție v-a umplut pe dinăuntru, v-ați întrebat dacă nu cumva natura vă transmitea un mesaj? Foarte frumos. Natura era pur și simplu. Așa este, ne transmitea mesajul: uite cât sunt de frumoasă. Sunt, există. Sunt, eu sunt pentru voi, nu mă distrugeți. Și atunci, cred că marea noastră tragedie intrinsecă este că noi suntem într-o relație precară, odată cu Tatăl Ceresc, pe care nu l-am ascultat. Și am căzut într-o regat al grației divine în care eram și noi, dar avem o relație foarte proastă și cu mama Gheia, cu mama Pământ. Adică, pe lângă faptul că ne-a încertat cu Tatăl Ceresc, suntem de multă vreme într-un război cu mama natură. Îi omorâm copacii, ne omorâm frații și surorile din regnul animal. Pe noi înșine, orăstea, aici este cel mai grav ceea ce se întâmplă. E o sinucidere colectivă.
Este o sinucidere colectivă prin neachesarea la valori clare, imediate, necesare, primordiale, fără de care nu putem exista. Noi mergem la psihiatru pentru că nu știm să ne bucurăm de un copac. Mergem la psihiatru pentru că din N motive distrugem viața, care moare și noi viața. Iată, nu pot să nu-mi aduc... Colectiv. Da. Și crimă și sinucidere, pentru că eu dacă îmi distrug orice mediul... Orice crimă, până la urmă, e o sinucidere. Da. Nu pot să nu-mi aduc aminte de cuvintele părintelui Arsenie Boca, care, rugându-se la Dumnezeu, vorbindu-i despre diverse lucruri, inclusiv despre Miren, rugându-se la Dumnezeu, primește un răspuns și, bine, eu știu că oamenii se roagă mereu la mine să primească și să le dau și... Dar acum se pune întrebarea, care de care să asculte? Eu de ei sau ei de mine? Și eu aștept și mă rog de ei, nu? Să se schimbe, să... Și mai avem un sfânt în peisajul catolic, Francisco d'Assisi, nu? Francis d'Assisi, cel care înființează ordinul franciscan, care mai spală un pic din cruzimea altor ordine din sânul bisericii catolice și care vorbea cu animalele, da, cu păsările, cu florile. De asta vă spuneam mai devreme. Dacă acceptăm și deschidem poarta, vorbim cu toate animalele. Păi, dar în Biblie spune clar, li s-a luat capacitatea de a se exprima, dar nu de a înțelege. De a se exprima în limbaj articulat. Dar ele vorbesc oricum. Absolut, absolut. A avut Carl Sagan o vorbă foarte nostimă, zice. Este foarte interesant că mulți delfini au reușit să învețe engleza până într-o 100 de cuvinte, dar niciun om n-a reușit să învețe delfineza. Da. Deci ei pot, noi nu putem. Și atunci întrebarea e de ce? Un răspuns ar fi pentru că ne închidem singuri. Da, plecăm de la premiza că ne sunt inferiori și nu avem ce învăța de la ei. Nu există așa ceva, e o prostie să cred, ce-am înnebunit să cred că pot vorbi cu delfinul. Și atunci ne închidem, în viața asta noi ne închidem porțile. Eu aș zice că 100%. Da, ca să vedem cât preț se pune în lumea spirituală și în lumea religioasă pe relația om-animal, hai să ne gândim foarte bine ce ne spune Mântuitorul Iisus Hristos. Fiți înțelepți ca șerpii, exact, și blânzi ca porumbeii. Exact. Buddha atinge starea de iluminare, iar din spatele lui, pentru a-l proteja de un disconfort exterior și anume ploaia, este o cobra regală care își umflă spatele ca o umbrelă pentru a nu-l tulbura picăturile de ploaie pe Buddha. Deci întreaga creație participă la planul divin și totul face parte din planul divin și tot în Biblie spune că oricăruia dintre aceștia mai mici îi faceți, mie îmi faceți. Da. Pe mine m-a tulburat o frază din Vechiul Testament care spune așa, Iahve spune, sângele nevinovaților strigă către mine. Și aici e vorba de sânge ca vehicul informațional al tuturor ființelor, că sângele nu este doar un atribut al omului. Toate ființele întrupate au sânge. De aceea, mă rog, în anumite culturi, animalele sunt sacrificate și înainte de a fi mâncate în tradiția iudaică și în tradiția islamică, ele sunt scurse de sânge. La noi, dimpotrivă, uite, de exemplu, noi mâncăm sângerete, mâncăm tobă, mâncăm astea. Aici vreau să vă întreb. E o întreagă teorie care stă la baza veganismului sau a vegetarianismului ca și filozofie de viață. Care spune, pe lângă faptul că nu e bine să oprești un animal din evoluție pentru că el tinde către om și dacă eu îl mierlesc cât e iepure, i-am ratat o treaptă pe care sufletelul lui trebuia să îl urce către om. Dar mai există și acea teorie că animalul, prin suferința și prin spaima naturală pe care o degajă în preajma unei morți nenaturale, pentru că el poate că e hărăzit să moară și el de bătrânețe, animalul cum suntem și noi hărăziți la fel. În momentul în care absolut artificial hotărăște unul cu un cuțit în mână că a venit vremea de Ignat să moară porcul mai repede, porcul săracul se va comporta cum ne-am comportat și noi dacă cineva ar veni să ne omoare și noi am simțit lucrul ăsta. Degajă o energie, o adrenalină foarte puternică care întipărește o anumită informație în textura cărnii pe care noi după aceea o toxină îngurgităm. Ce părere aveți despre această teorie? Eu sunt de acord întru totul. Animalele simt, trăiesc, reacționează. Și atunci numai cine n-a văzut cum
se comportă un porc când vine cineva spre el cu cuțitul, nu poate să creadă că porcul într-adevăr simte frica. Știe că urmează moartea și atunci guiță într-un anumit mod și toate toxinele alea merg în carne. Bunica mea avea găini și până la moarte a avut aici așa o cicatrice enormă de la un cocoș. S-a făcut greșeala să se ducă în curtea de găini cu un cuțit în mână. Și cocoșul a crezut că îi ia găinile sau chiar pe el și a sărit și a zgâriat-o. Vacile, vitele, când sunt la abator, îngenunchează și plâng. Impregnarea asta suferinței nu se transmite cumva și asupra consumatorului? Ba da, uitați-vă la oameni care mănâncă multă carne de porc. La o anumită vârstă au un aspect porcin. Ați văzut ochii mici așa, cu nasul lățit, curât? Ați văzut? Da, sunt mulți specialiști în cancer care spun că până la urmă noi dobândim tot felul de tipare din astea maladive și din cauza unor alimente împregnate cu suferință pe care le îngurgită. Ce se întâmplă? Aerul nu se vede, dar există. Vântul nu se vede, dar există. Sentimentele nu se văd, dar există. Tot așa, de fapt, adevărata realitate este nevăzută și e matricea lumii care se vede. Energia dispersată nevăzută este matricea lumii care se vede, acelei condensate, palpabile, tangibile. Tot ceea ce noi creăm la nivel, așa zis, nevăzut, impregnând și amprentând materia dispersată, energia, care se lășluiește în și în, înăuntru și în afara trupurilor noastre, deci tot ceea ce eu fac unei ființe, fac nu numai ființei care se vede, ci și ființei care nu se vede. Credeți că preocupările definite în lucru cu editura noastră, eu în emisiune, tu în revista la care lucrezi, alții care, mă rog, se străduiesc să dea o alternativă de comportament omului modern rătăcit. Pur și o întrebare așa, ca să ne răsfățăm. Credeți că noi trei, cel puțin, vom apuca în timpul vieții ăsteia să vedem acea imagine simbolică din iudeocreștinism cu leul care îmbrățișează mielul? Sau cu omul care va îmbrățișa regnul natural fără să-l mai tulbure și fără să-l mai chinuiască atât? E sigur că acum discutăm ca să ne jucăm, pentru că nu putem să știm ce se întâmplă. Dar eu pot să spun da, pentru că știu un lucru. În momentul în care un om schimbă o paradigmă, acționează în sensul iubirii și luminii, el creează masă critică și trage după el. Aici sunt cifre diferite, dar nici nu mă interesează cifra exactă. Știu că trage după el alți oameni. Și atunci, dacă eu mă comport într-un fel, este imposibil ca să nu trag după mine cel puțin câteva sute de oameni. Uite chestia care a fost cu Let's Do It Romania sâmbăta, când a fost curățenia generală în toată România. S-a putut. Da. S-a putut și se va putea și mai mult anul viitor. Și apropo de întrebarea care ai pus-o, eu sunt convinsă că deja acest lucru se întâmplă, pentru că niciodată nu se va întâmpla o lege nu vom vedea aplicată, sau poate se va întâmpla, dar în același timp la toți indivizii unei specii. Păi de-aia e important ce spune Gandhi, fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi. Și mai e ceva, ceea ce eu fac, îmi spun o lege spirituală, se propagă, pentru că intră amprenta gestului meu, a gândului meu, forma gândă, se amprentează în egregorul colectiv și cei care sunt asemeni mie, ca vibrație, ca energie, preiau și aplică. Știu sau nu știu de ce o fac, dar o fac. Să nu uităm de legea acelei 101 maimuțe. Da. Acel experiment prin care, după ce 100 de maimuțe au învățat să spele cartofii pe care îi mâncau, 101, care era pe... Bine, simplific acum, care era pe cu tot o altă insulă, da, și da, nu da, văzuse ceva, a spălat și ea cartofii. Deci este această masă critică, acest egregor care funcționează. Tot e molipsitor, și binele și rău. Exact. Luăm ultima pauză de publicitate. Am
revenit și putem așa să tragem o concluzie a celor discutate până acum. Avem nevoie de o știință a compasiunii, nu? Pe care am uitat, am avut-o înrădăcinată în noi odată cu suflul de viață, pentru că noi dacă am citit din nou cu atenție cărțile sfinte, vom vedea că omul este chemat de Dumnezeu să numească restul formelor de viață, numindu-le, apropo de fizica cuantică, focusându-ne atenția asupra ceva, abia atunci acel ceva există. Numind ceva, facem ca acel ceva să existe. Uh-huh. În absența numelui, nu există. Dacă eu nu știu că tu ești om și n-am deloc noțiunea de om, pentru mine ești invizibil, nu? Pentru că nu știu să te percep. E un capitol superb în Iosif și frații săi de Thomas Mann, apropo când îi dai nume, îi dai forță și... Da, nomen omen, adică puterea este magică a numelui. Da. Numești, ființezi cumva, înființezi, cam așa s-ar putea traduce. Exact. A răspuns la întrebarea dinainte de publicitate, însuși faptul că avem această discuție este o dovadă că suntem optimiști și că se poate rezolva. Există o carte interesantă a lui Greg Braden, Pășind între lumi, Știința compasiunii, de la editura Foriu. Spuneți-ne două vorbe despre carte. Hei, două vorbe. Se merge foarte mult și mulți abordează ideea de compasiune. Pentru că compasiunea este cea care ne împinge cât mai aproape de iubire. Care este țelul suprem. Iubire, lumină, e același lucru. În momentul în care avem compasiune, în momentul în care înțelegem ce înseamnă să ai compasiune, în momentul în care simți compasiune, deci ăsta e momentul suprem, multe lucruri nu le mai poți face, nici nu mai poți să împuști mistreți. Eu o știu pe Ingrid, ea săraca a suferit chiar fizic, apropo de toată cruciada asta omului împotriva câinilor comunitari, a cailor și așa mai. Noi am tot vorbit la telefon pe chestia asta. E până la urmă și un strigăt de neputință. Adică există o compasiune a unor oameni aproape nelimitată față de celelalte forme de viață, dar această compasiune se oprește cumva de zidul indiferenței unor autorități. Ce am putea? Sau cum crezi? Că tu spui întrebări și uneori îți găsești răspunsuri, alteori nu. Ți-ai pus probabil întrebarea ce ar trebui să facem ca cei care decid să ia deciziile în cunoașterea aceea de cauză de care vorbeam la începutul emisiunii, care ne apropie de latura noastră divină, că în afara cunoașterii noi putem să ne comportăm ca niște animale îngrozitor de crude și de tiranice. Ce am putea să facem ca să sensibilizăm această masă critică a oamenilor care au puterea de a decide, de a nu mai pierde și de a nu mai vărsa un sânge degeaba? Un răspuns aparent simplist, după părerea mea, ar trebui să ne reamintim că suntem o specie. Noi, oamenii, suntem o specie, ne putem uni, cei care dorim viața, armonia, binele, ne putem uni și putem, într-un fel sau altul, nu neapărat prin acte de violență, manifestații unde să se lase cu vărsare de sânge, să cerem civilizat, metodic, consecvent, explicat și argumentat, să nu mai încălcăm în mod repetat și, nu știu, bestial a cincea poruncă. Haideți să vă spun ceva. Omul e dreptul la viață. Noi e dreptul la viață, să nu ucizi. De-a noștri dreptul dat de Dumnezeu la viață. Nu știu cum sunt alte popoare, dar am remarcat că noi românii ucidem în mod... Suntem campioni. Ucidem timpul, îl pierdem degeaba. Ucidem idei, gânduri, fapte... Dar nu numai noi românii. Toată lumea, toată nu mai spune noi eu vorbesc da, nici poporul eu meu, aici trăiesc. Nu, în mod special poporul român are o... Special, mamă, nici eu, nici lumea. Eu nu aș fi de acord cu tine. Nu cred că ăsta e atributul definitoriu al nostru. Cred că suntem mai plini de compasiune decât alte popoare, apropo de asta. Dar cred că ne lipsește cunoașterea de care vorbeai. Eu cred că noi suntem cruzi din necunoștință de cauză, nu suntem cruzi nativ. Da. Noi ai văzut că noi, și crima, noi nu suntem un popor criminal, adică sunt popoare pentru care viața nu înseamnă mare lucru. Da. Noi ținem, adică sentimentul creștin încă n-a dispărut de la noi. Nu, sub nicio formă, nu. Și nici nu va dispărut.
Nu, ideea este următoarea. Nu avem, ce compasiune, nu avem sentimentul de a percepe și altceva dincolo de gardul nostru, de neamul nostru. Asta e adevărat, asta e adevărat. Iartă-mă, da. Hai să privim în general, nu să ne uităm la domnul cu pușca. Să privim în general. Eu sunt destul foarte tristă că televiziunile dau numai lucruri rele și violente. Când există Sunt televiziuni, iată, ca a noastră, care mai dau și lucruri pacifiste. Exact, Doamne, slavă Domnule. Când există atâtea lucruri bune de spus. Dar în momentul ăla capeți forță când vezi binele. Trebuie ca spiritul să fie obnubilat. Vreau să spun că dacă ești un pic atent, și eu fac treaba asta pentru sufletul meu, ca să mă bucur, vezi că în țara asta se întâmplă atâtea lucruri minunate. Da, e adevărat. Atâtea lucruri care nu sunt arătate, nu discutăm de ce, că știm cu toții. Atâtea lucruri minunate nu se întâmplă. Rating. Și atunci bar face. Și atunci ne dăm seama că suntem manipulați într-un mod ordinar, ca să vedem numai rău, ca să putem să urâm țara, să nu o iubim, să o disprețuim, că am văzut și treaba asta. Cred că în ceea ce trebuie să ne unim cu toții, și mulți vin, în a arăta lucrurile astea bune. Exemplu cu exemplu, picătură cu picătură. Da, adică dragostea și de țară, cu tot ceea ce conține țara asta în ea, de la formele de viață, minerale, vegetale, animale, umane și atunci, și așa mai dacă s-ar face treaba asta, eu sunt convinsă că am progresat extrem de rapid. Dar știți ce înseamnă evidențierea binelui? Înseamnă forță. Evidențierea răului înseamnă dispersia forței. Aici, manipulare. Aici cineva încearcă să ne țină mai puțin puternici. Vă pare bine sau nu, emisiunea a luat sfârșit? Nu ne pare bine. Nici mie, dar faptul că a trecut atât de repede pentru mine este un semn că a fost o emisiune bună. Exact. Înainte să vă invit la Gânduri Inimii, dați-mi voie să vă fac un anunț foarte interesant și foarte frumos. Este un turneu pe care fratele David Steindl Rast, care este un călugăr benedictin și care vine din Statele Unite, este un turneu în toată România pe care îl ține domnia sa, cu prilejul lansării cărții Adâncimile Cuvântului. Și dacă doriți, vă rog să vă notați, el va fi pe 30 septembrie în București, pe 2 octombrie la Iași, pe 4 octombrie la Cluj, pe 5 octombrie la Oradea, pe 6 octombrie la Timișoara. Mai multe amănunte veți găsi pe site-ul www.călătoriainimii.net. Și vreau să vă mai supun atenție o carte care vă va ajuta să înțelegeți niște lucruri dintr-o perspectivă foarte simplă. Biologia credinței, a lui Lipton. Editura For You, Gândul Inimii, și ne revedem mai uman și mai simpatic, sper, sâmbăta viitoare. Toate cele bune!